Echipa de juniori a Clubului Sportiv Școlar din Nicu Golescu, grupa 2007-2008, coordonată de profesorul Ovidiu Tică, a câștigat trofeul cel mare la Salonic Soccer Cup, competiție de mini-fotbal, ce s-a încheiat astăzi în Grecia. Mușcelenii au câștigat grupa din care au făcut parte, obținând 3 victorii în cele 3 meciuri disputate, iar în semifinale au trecut de Aris Salonic, scor 5-3 după executarea loviturilor de departajare. În finala disputată în această dimineață, CSS din Nicu Golescu a învins cu 1-0 pe Borac Banja Luka din Bosnia-Herțegovina, iar unicul gol al partidei a fost înscris de capitanul Luis Bunel, el fiind și cel care a primit trofeul. Să mai spunem că vizita mușcelenilor la Salonic a coincis cu perioada în care PAOK a câștigat titlul în Grecia, astfel că delegația de la Câmpul Lung a trăit pe viu evenimentele organizate în centrul orașului cu acest prilej. Cu detalii despre turneul desfășurat la Salonic vom reveni și în jurnalul sportiv de mâine seară.